Ei, dragii mei nepoței, s-a făcut târziu și trebuie să mergeți la culcare, spuse bunica epuroaică. Bunico, înainte vrei să ne spui o poveste? Te rugăm! Fie micuților, spuse bunica epuroaică. Dar mai întâi vreau să vă văd pe toți în pat, că altfel nici vorbă de poveste. lița, Gaga ga, ga, vocifera gâzgulița cât o ținea pliscul de dimineață până seara, chiar și în după amiezile calde de vară, când ceilalți și-ar fi dorit să se odihnească. Pur și simplu nu se putea abține din flecărea. Ajunge, spuse într-o zi clopoțel măgărușul, trezit pentru a nu știu câta oară din somn. Trebuie să facem ceva, și se sfătui cu Felix Cotoiul și cu Napoleon Calul. O să învățăm că există momente în care musai să păstrăm tăcerea sau cel puțin să vorbim mai încet, spuseră Cotoiul și Calul. În acea seară, când Gaga abia dormise pe malul iazului, clopoțel merse întins la ea. Iha! Iha! îi urlă el în urechi, luându-și apoi picioarele la spinare. Trezită pe nepusă masă, Gaga privi în jur cu mirare, întorcându-se apoi pe partea cealaltă și gândindu-se că visase urât. După ceva vreme, trecu pe la ea și Billy, câinele de pază. „Hau, hau!” Se auzi un lătrat din toți rărunchii. Și toată noaptea, Violeta Căprița, Felix Cotoiul, Napoleon calul, ba chiar și coca găina, Caterina văcuța și codiță și oricelul zbierară și răcniră pendelete. Doar copiii, norișor mânzul, bucliță mielușelul și bubu vițelul, fură lăsați să doarmă acasă. Gaga nu era prostuță și înțelese pe dată lecția. Astfel, încă de-a doua zi după masă, la vremea când celelalte animale dormeau, făcu gaga -ga doar în gând. Noapte bună, micuții mei! Vise plăcute! Noapte ah, bună, bunico!